De curând m-am uitat la Bravo I Still și era ceva cu anii 2000 și bineînțeles că au făcut în zona ta, cum aveai tu plugii tăiați la spate și mi-am adus aminte cum ați inventat voi și ați dat trendul atunci, aveți că râdem acum da, cu doi zi. Uite că nu prea mă uit la televizor, dar am văzut că s-a mai... Uite, atunci erai tu designer și nu știai. Eu de mică am fost designer, da, de mică. Strâmtam blugii tuturor colegelor de la școală. Era coadă la mine pe scări. Aveam pauză mare de 20 de minute și în pauză fugeam acasă că stăteam peste drum de școală și trăgeam la mașină câteva perechi de blugi. Știi că nu eram micuțe, slăbuțe, toți blugii erau largi și... Dar luai de la mama ta, de la bunica ta rochile, întrebai, auzi, mai trebuie asta să o modifici, să o faci tu așa. Stai! Le întrebai? Nici n-apucam să le întreb. Și acum țin minte că până și sandalele i le-am luat mamei și i le-am tăiat pentru că nu mi-erau bune, adică mi-erau mari și mă deranjau că nu mă prindeau cataramele alea de la spate și le-am tăiat ca să le fac papuci, ca să-mi fie bune. Dar cu fratele tău îi făceai și lui? Nu, că nu. Acum sunteți super apropiați, aveți și am copii. Mereu, da. Da, eu mi l-am dorit pe fratele meu foarte mult, sincer. Am bătut-o pe mama la cap să-mi facă un frățior, nu o surioară, un frățior și mi-a îndeplinit dorința, deci mi l-am dorit pe fratele meu de mică și l-am adorat și l-ador în continuare, dar nu-i făceam haine. De ce, mă? Nu, dar din primii mei bani câștigați cu concertele și așa, m-am dus într-un magazin sportiv, să zic așa, și am cumpărat lui fratele meu tot ce se putea cumpăra de acolo. Drăguț din partea adică, ta. Da, da. Dar blugii tu ai avut ideea să-i tăiați de cu fața spate, că tu erai cu partea asta. O forfecuță de unghie i-am tăiat. Da. Și poți să crezi că, uite, să nu părem atât de bătrâne când eram așa. S-au trecut 20 de ani de atunci? Că sunt. Sunt. Păi nu, că mă mai întâlnesc cu persoane care abia mă cunosc și îmi spun, dați mai mari decât mine, știi? Și îmi zic că eu ascultam melodiile tale când eram mică. Zic, ok. Da. Adică te gândeai atunci că, uite, o să dai tonul în modă, pentru că după aia am mai văzut, acum au început să faci decolteu mai adânc și la spate, dar sincer, atunci și pentru România, eu nu cred că ai avut de unde să te inspiri. Acum nu, să ne mai inspirăm Pinterest sau alte lucruri, dar atunci nici nu aveam internet. Nu. Nu m-am inspirat inspirația mea a fost pur și simplu pantalonul din jeans care avea acele cusături și dacă știi că toate purtăm, e ca un triunghi la spate și pur și simplu l-am decupat și mi s-a părut că e super sexy să se vadă un pic din posterior. Dacă... Care nu se vedea mult, sincer, să fiu, doar dacă ne mai mișcam și așa, dar nu era ceva, dar pentru vremurile respective a fost ceva wow. Dacă te gândeai atunci să te duci la OSIM... M-am dus. Te-ai dus și... Da, blugii mei sunt înregistrați la OSIM. Cum sunt când te vad din rochițele mele, după care m-am lăsat că am văzut că e prea mare bătaie de cap. Vreau să zic că la noi nu se protejează. Da, sunt înregistrați la OSIM de când i-am tăiat. M-a învățat cineva de pe atunci să facem chestia asta și am făcut-o, da. Bravo. Știu doamnele care lucrează de atâția ani de zile la OSIM că cred că eu am fost printre primele. Bravo, da. Acum din păcate nu mai putem să registrăm nimic, chiar dacă scoți model nou de rochie, așa, pentru că de curând, doar că sunt niște reguli, dacă schimbă un asture, o cusătură. Da, exact, dar să știi că e lumea care se inspiră nu schimbă nimic, adică chiar asta nu. E. Dar pentru mine era pur și simplu că zic că sunt designer și dacă sunt designer pot să-mi înregistrez. E o chestie pentru mine, că nu stau să... La început mă duceam, aflam pe cine se inspiră din rochile mele sau cine mi le copiază și ajungeam pe la persoanele respective și mi-era așa un pic ciudă. Dar până la urmă am înțeles că dacă sunt copiată, înseamnă că e de bine. Da. Deci nu mai pui la slu, nu te mai necăjești acum. Nu. Mai investighezi, ia să vedem. Nu. Am obișnuit. E... Și mai zic ceva, e adevărat că, nu știu, că tu ești o persoană super sociabilă și de aia vreau să te întreb. Dacă la tine, atunci când ți-ai făcut business-ul, clientele ți-au devenit prietene, da. Dar prietenele nu au fost aproape deloc cliente, sau da. Cumva?
Da? Da, 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 dar cred că peste tot se întâmplă. Peste tot, dar tu ești și genul ăsta mai prietenos, așa, ești foarte sociabilă și mă gândeam că tu, prietenele tale sunt și ele mai de treabă și au devenit și ele la cliente. La început nu, dar după ce... pe parcurs au devenit, da, da. Dar la început nu. O iau gratis, dacă se poate, modelul românesc. Nu, adică pur și simplu nu veneam, nu veneau la mine și făceau în alte părți și... adică eu vreau să le dau și gratis, înțelegi, dar nu veneau. Înțelegeam că nu sunt, poate nu sunt de nivelul lor, știi? Dar pe parcurs au venit, ne-am reglat cumva și vin în continuare. Dar am înțeles, este, cred că peste tot e aceeași chestie. Când îți deschizi un business în orice domeniu, cu prietenii e mai greu. În mod normal, prietenii ar trebui să se ajute, știi, și să-ți fie client, să te ajute. Băi, chiar dacă vrei să le dai gratuit ceva, frate, nu, ăsta e lucru pe care îl faci tu acum, ești la început, hai să te ajut. Nu, nu.